Cătălin Botezatu a făcut 57 de ani și a dat o petrecere monstru cu manele în Maramureș. Hai să vă arăt cum a fost și cât l-a costat pe designer toată distracția asta. Departe de București și cu prietenii aproape, Cătălin Botezatu a făcut un chef ca pe vremuri cu manele, lăutari și băutură până la 7 dimineața. La cei aproape 60 de ani ai săi, Bote a vrut neapărat să-i cânte Cocoș de la Călăraș, tocmai în inima Maramureșului, iar pentru asta i-a plătit manelistului 20.000 de euro pentru un recital întreg cu toată orchestra. Plus avion și cazare pentru toată formația de 16 persoane. Uitați-vă puțin la imaginile astea filmate pe la 7 dimineața. Din câte văd, cred că a meritat banii. Toată petrecerea cu închiriat 20 de camere la hotel pentru invitații lui l-a costat pe Bote puțin peste 50.000 de euro. Dar și-a scos banii omul nostru, că la ce cadouri a primit trabucuri, bijuterii și o vacanță de 3 săptămâni în America Centrală de Crăciun și Revelion. Iar ca să fie treaba bună până la capăt, Cătălin Botezatu și-a cumpărat și un Ferrari, la mâna a doua cei drept, de vreo 300.000 de euro.